Accidente pe bandă rulantă în ultimele ore pe șoselele României. Un bărbat a murit și alte 15 persoane au ajuns la spital în urma a 4 accidente grave care au avut loc în tot atâtea localități din țară. 3 dintre răniți se zbat între viață și moarte. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Drumul dinspre Târgoviște spre București a fost blocat în această dimineață după ce un microbus plin cu pasageri s-a ciocnit cu alte două autoturisme. Accidentul a avut loc pe DN71, la Moara Nouă, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de ambulanță, smurd și descarcerare. Cine? Care dintre mașini? Loganu? Am înțeles. Dar era cu viteză sau nu? Avea și viteză? Bineînțeles că avea viteză. Și cum s-a întâmplat? A intrat în ce a intrat? Ce a intrat în BMW-ul acolo. Și apoi în, adică s-a tână... Nu, eu i-am evitat, că intram și eu, eram în spatele lui Loganului. A speriat, oleg, și cazul, a fost în față lângă șofer. Am zis că nu s-a întâmplat mai rău. Și unde mergeați? Unde mergeți, de fapt? La serviciu sau la... Se întâmplă des aici accidente? Aproape. Aproape zilnic? Cauza la drum, în primul rând. La drum. 5 persoane, toate din autoturismele implicate în carambol, au avut nevoie de descarcerare. Au fost extrase de pompieri, preluate de echipajele de ambulanță Smurd și Saj și transportate la UPU Târgoviște. În microbuz, din fericire, nimeni nu a pățit nimic. Pasagerii din microbuz, respectiv 5 persoane, s-au autoevacuat și nu au necesitat îngrijiri medicale. Șoferul vinovat va trebui să plătească acum în fața legii. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Grav accident și în orașul Balș, din județul Olt. Un tânăr de 19 ani se zbate între viață și moarte după ce a intrat cu autoturismul în zidul unei case. Șoferul a pierdut controlul, cel mai probabil din cauza vitezei. A lovit gardul unei proprietăți pe care l-a pus jos și s-a oprit cu mașina în zidul casei. Un paramedic aflat în timpul liber i-a oferit primele îngrijiri medicale victimei, până la sosirea unei ambulanțe. Tânărul a fost transportat în stare de inconștiență la spitalul de urgență din Craiova. În localitatea argeșeană Codmeana, un bărbat a murit, iar alte 4 persoane au scăpat cu răni grave, după ce mașina în care se aflau a sărit efectiv prin aer de pe șosea într-o râpă adâncă, de aproape 20 de metri. Inițial, toți cei 5 ocupanți ai autoturismului s-au autoevacuat, medicii de pe ambulanțele trimise la fața locului acordându-le primul ajutor. Răniții au fost apoi transportați la spital pentru investigații. Din nefericire, din cauza rănilor foarte grave, unul dintre aceștia, șoferul, a decedat câteva ore mai târziu. Polițiștii argeșeni au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală. Un alt impact violent între un autoturism și o autoutilitară a făcut victime și în județul Constanța, pe drumul național 22C, la ieșirea din localitatea Castelu spre orașul Constanța. Pe fondul unei depășiri neregulamentare, 5 persoane au ajuns la spital, dintre care 2 în stare critică. 4 ambulanțe au fost trimise pentru acordarea asistenței medicale. Drumul național 22C a fost blocat până la finalizarea cercetărilor efectuate de polițiștii de la rutieră.